mă numesc Alina și am 17 ani. Sunt clasa 11-a. Când am început școala, am fost 20 de copii. În clasa 8-a am mai rămas 11 și la liceu am mers doar 9. Pentru mine să merg la liceu reprezintă o oportunitate pentru a progresa în viață, pentru a mă realiza. Îmi doresc să devin polițistă, pentru că mi se pare o meserie palpitantă și pentru că am posibilitatea de a ajuta foarte mulți oameni. Merg la liceu pentru că îmi doresc să fiu un exemplu pentru sora mea, pentru ca ea să devină cineva. Să-i demonstrez că nu contează cât de jos ești, că poți să ajungi cineva. Și nu contează posibilitățile materiale, poți să depășești situația asta dacă înveți. Mă cheamă Irina și am 16 ani. Un fost coleg de-al meu a abandonat școala în clasa a 7-a pentru că el muncea ca să-și ajute părinții, dar a fost prea mult pentru el, nu a putut să facă față și temelor și muncii și a trebuit să aleagă una din ele. Pentru mine, posibilitatea de a merge la liceu prin proiectul Vreau în clasa noua înseamnă o șansă pentru un viitor mai bun. Când voi crește, vreau să devin procuror criminalist pentru că vreau să le fac dreptate oamenilor. Părinții mei se simt mândri de mine pentru că merg la liceu și chiar sunt bucuroși că îmi place să învăț și am ambiție în mine să merg mai departe. Pe lângă bursa pe care copiii o primesc lunar, este benefic și prin activitățile derulate în cadrul proiectului. În primul rând, copiii sunt sprijiniți, sunt ascultați, sunt ajutați să se integreze mai bine și mai rapid în mediul urban. Mulți dintre liceenii noștri, dintre bursierii proiectului, până în clasa 9-a, dacă au văzut o dată sau de două ori orașul.